Bine v-a regăsit, oameni buni! Astăzi îl am din nou invitat pe Alin Gordoș. Ce faci, Alin? Obosit? Am să spun bună seara, dar e ziua da, ce? Da, de ce? Ești obosit, ai rămas obosit de ieri. Nu știu de ce. Adevărul e că a fost ieri o zi grea. Bună, da, bine să ne vedem. Da. Ce să fac, că mă tot gândesc și am făcut tot felul de lucruri. Da. A fost o zi mai grea, a fost niște zile mai grele, urmează altele și mai grele. Bine să știu cum. Mai grele, dar să spunem că o să fie mai bune. Cum îți dau veste proastă, De ce? Nu vin zile mai bune. Nu? Nu. Nu vin, că n-au de unde, economic vorbind. Acum, restul politic, lucrurile se vor stopa puțin acum, după 1 iulie, că se intră în vacanță parlamentară, nou guvern s-a instalat, urmează în iulie și un august până la jumătate mai vacanțier, așa, după care, după data de 15 august, când se încheie postul Sfintei Mării și așa, abia sărbătoarea Maicii Domnului, da, după momentul X se intră în pre-campanie electorală. Eu zice că o să facă campanie chiar și în ziua de Sfântă Mărie. Da, o să fie de vizibilă, știi. Da, mă rog. Nu, atunci, da, păi, normal da, să face. Noi sunt atâtea zile, de atâtea sărbători, atâtea... Da, bă, dar nu există un pic de, cam aveți că o dăm din una în alta, nu există un pic de, cum să spun, un pic de respect și pentru, dacă tot sărbătorile astea religioase, lasă-o, bă, să fie sărbătoare religioasă, de ce trebuie ca să o acaparezi tu politic? Deja e târziu. Ai, corect. Corect. Too late. Bine, am întrebat și așa că... Dacă spuneai asta în urmă cu 20 de ani, când... Păi tot acolo era. Știm foarte bine că nu era așa de mare baza pe toate lucrurile astea, nu se făceau atâtea zile, nu era așa de mult tevatură în jurul sărbătorilor religioase și da, cu foarte mulți politicieni, cu foarte mulți popi, cu soboare. Da. Alin, ai fost și tu la atâtea sărbători din astea religioase, la atâtea evenimente. Bă, mie mi se par... Și chiar când se duc la biserică, bă, dar ei se duc acolo să-i vadă lumea, mă. Să-i vadă lumea că-și fac cruce, că-și rup pantalonii în genunchi, sacourile în coate. Bine, astea prostie, știm, prin urmă. Păi asta e adevărul. Nu ar trebui să fie așa lucrurile. Băi, lucrurile au cumva au căzut în cealaltă extremă. Dacă în timpul fostului regim comunist, evident că oricum biserica a conlucrat cu regimul comunist. Bineînțeles. Nu era tatevatura pentru că regimul... Și acum lucrează. Bă, acum... Așa. Ca să nu... Nu, acum, nu era tatevatură în jurul unui regim care era, să zicem, teoretic ateu sau liber cugetători. S-a căzut în extrema, da, în momentul ăsta, în cealaltă extremă, în care totul trebuie să fie prezentă la hramuri, la biserică, la cruci, la vorbit, la toată povestea asta, cumva a devenit, Dorin, a devenit cumva pentru unul ca mine, care eu mă consider de liber cugetător și cu înclinație spre budism. Așa. A devenit agasantă pentru că sunt foarte multe lucruri pe care noi le știm, suntem vechi și de mult deja. Țin minte că noi am fost de tineri la astea, dar nu era așa de mare anvergură, nu se dădea așa o mare anvergură, erau mult mai simple lucrurile, mult mai drăguțe, mult mai, zic eu, mult mai aproape de Dumnezeu. Da. Mai ales acolo și pe Valea Șeu sau unde la Monor, la Grădin, la, acolo la Pahomie. Eu țin minte că nu se făceau chiar așa, dar erau, oamenii veneau din suflet, din dorință de a se ruga, de a se bucura de sărbătoare. Stai un pic, ok, e perfect ce ai spus, dar vreau să spun ceva. Și acum omul se duce la biserică, că se duce să se roge, să se liniștească, să-și limpezească gândurile. Doar că
Când e o anumită sărbătoare mai mare, oriunde, nu numai acolo la bine, la Monor, la Gledin, la pe Valea și... Nu, eu ziceam că am văzut acolo, știi? Oriunde. Dar îți apar politicienii. Păi e apărut de mult, da. Să apară, să meargă la biserici foarte bine, dar să se ducă și ei cum se duce toată lumea. Acum e mai greu, s-a intrat într-un fel de... Pentru că și ei sunt oameni, și ei sunt oameni ca și noi, nu? Da. Atât ca o funcție trecătoare. S-a intrat într-un fel de, așa, de un fel de expozeurile astea în care tot se repetă foarte mult, nu numai aici. Peste tot este o variantă de asta așa foarte, cumva, grea de, e mult. Prea mult, cred că. Știi, să ajungi la altă saturație, pentru că eu zic, și e părerea mea personală aici, nu implică nimic, eu zic că credința e o chestiune personală și care mă privește pe mine. Da. Și pe Dumnezeu și relația mea cu Dumnezeu, dacă o am sau nu o am, sigur, în funcție de cum cred și de cum crede omul. Și de-aia, doar că religia și, în general, toată povestea asta a fost de folos multora de când s-a înființat și până în prezent. Hai nu. Că mi-a venit în minte o chestie care mai râdeam noi înainte și mai făceam glume. Nimic nu se face fără politică. Da. Și aici e o problemă pentru că, ok, foarte mult depinde partea politică, da? Inclusiv și biserica. Da. Pentru că trebuie să li se aloce niște fonduri, trebuie să le aloce și acolo intervin problemele. Păi, și atunci de aia ajung la chestiile astea. Evident că biserica... Numai că și aici ar trebui ca cei, ca oamenii ăștia politici, ar trebui să aibă respect. Dacă nu pentru preoți, sau pentru altele fețe bisericești, măcar pentru biserică și pentru... Acum, nu, știu, nu pot să generalizez, da. Că sunt... Nu poți, nu... Știi, pe exemple... Dar de ce trebuie să urci, bă, pe scenă? Așa... La de asta, da, lasă-mă să stai preotul acolo cu cine are de asta. Cred că asta s-a început în urmă, cam cu 20 de ani, exact. Așa povestea exact. Asta. Da. Da. Asta e. Da, hai să trecem, să ieșim de aici, din povestea asta. Să sperăm că la un moment dat se vor rezolva și... Nu, pentru că cu cât biserica are un rol foarte important și eu recunosc rolul bisericii. Pentru că intrăm într-o discuție foarte anevoioasă și foarte delicată, pentru că chiar dacă eu nu sunt un, să zicem, un creștin practicant, așa, și prefer altfel lucrurile, să le fac și să le gândesc, rămân la poziția și părinților bisericii ortodoxe și așa mai departe, că neavând ce pune în locul bisericii, omul trebuie să se raporteze la ceva, să se raporteze la o instanță superioară, la ceva. Altfel observăm că, uite, unde am ajuns cu lipsa de valori pe care o avem și cu criza asta de personalități, da, adevărate. Nu? Da. Așa, da. Uite unde am ajuns și în lipsa bisericii ce Dumnezeu ne-am face? Pentru că biserica încă mai reușește să cultive, să-l mai educe, să-l mai oprească, da, să-l mai oprească, da, prin amenințarea divină. Sigur că lucrurile astea sunt așa cum sunt ele, dar e bine că există. E o altă variantă. Păi, Alin, e singurul refugiu, biserica. Așa, aici urma să vorbim de refugiu, da, spiritual, refugiu, și refugiu. Da, e singurul refugiu unde ne găsim, nu știu cum să zic, ne găsim sprijin, salvarea. Zis, sprijinul, salvarea. Unde poate să te adresezi, pentru că oricum te mai bagă nimeni în seamă. Și atunci, da, oamenii se adresează bisericii și nu neapărat preoților, care ei sunt cumva intermediarii. Ei se adresează practic lui Dumnezeu, așa cum pot fiecare. Prin rugăciune. Și de-aia e foarte bine că există biserica. Biserica trebuie să existe, trebuie să existe și o educație religioasă pentru a mai frâna puțin tot felul de aberații. Trebuie să fie un pic și, trebuie să fie și respectate.
Da. Că practic acum ce se întâmplă acum, practic ăștia, partea politică se folosește de biserică. Da, România ca stat laic a eșuat, da. Pentru că educația la pământ și vedem ce se întâmplă în școli și așa pământ, mai departe. Sănătatea la pământ, cam, deci cam România ca stat laic a eșuat. Da, uite Alin, avem guvern nou. Bine, nu, guvern nou. E nou. Da. Altă variantă, alte. Ce crezi că o să viziuni? Facă? Să zic, uite, guvernul Ciolacu față de guvernul Ciucă. Păi, greu de spus în momentul ăsta. Așa, la nivel declarativ, l-am văzut pe Marcel Ciolacu, bun, că are 5 obiective. Să rezolve problema cu pensiile speciale, să le zic așa în mare. Și să adopte noi legi privind salarizarea unitară. Stoparea creșterii prețurilor și refacerea puterii de cumpărare. M-aș mira, păi au avut vreme și până acum să facă chestia asta. Dezvoltarea sistemelor publice, educație și sănătate. Da, patriotism economic. Hai să fim serioși. Și crearea de locuri de muncă și mai multe și mai bine plătite. Păi dar cine vă opri până acum? Să creați locuri de muncă. Pentru că e cam același guvern, adică aceleași două partide mari într-un guvern. Doar ca al premier. Și acum a ieșit, nu mai avem acolo UDMR. Avem acolo UDMR, eu zic că n-avem avem acolo, în guvern. În guvern, ba da, să avem UDMR în guvern, pentru că au demisionat doar secretarii de stat de la UDMR. Așa. Dar directori de ministere, secretarii ministere, secretar, nu secretar de stat, cu rang de ministru, directori ministere, funcționari înalți din ministere. Subprefecți avem. Subprefecți, prefecți și așa mai. 11 în toată țara. Ei nu vor demisiona și eu fac pariu că nu-i va da nimeni afară. Cu siguranță. Eu zic că la business său de ce o trebuie rămâne subprefect. Mai ales după ce a zis președintele domnul Dovanie. Și așa nu încurcă pe nimeni. Da, da, clar, el vrea să continue colaborarea cu DC Otilu. Da. L-a spus o vicepreședinte al PSD la nivel național, da, domnul Luan. Asta înseamnă un mesaj de pace. Adică... Bine, dacă ne uităm la Radu Moldovan, el întotdeauna a fost, măcar la nivel declarativ, a fost un tip pacifist. Da, sigur. Nivel declarativ, bine spus. Păi, nu? Da. Coaliția PSD, PNL are nevoie de UDMR. Și chiar dacă nu s-au înțeles la nivel de ministere, cu siguranță s-au înțeles deja la nivel de director de ministere și toate funcțiile, niște funcții de conducere. Cei care iau deciziile până la urmă, pentru că ministrul le semnează și le citește. Deci cei care pot decide niște lucruri sunt acolo și din UDMR și vor rămâne acolo. Apropo, uite de UDMR, ca să nu uit, auzeam... N-am avut timp ieri să stau să urmăresc, dar am prins azi dimineață, l-am prins pe Kelemen Hunor cu o declarație, mă rog, o ieșit, că nu mai ies la gumea, așa, și i-a spus lui Marcel Ciolacu să aveți grijă de PNL. Adică... Da, da. 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 Alin. Eu când îi văd, de exemplu, din 2020, ei tot vorbesc de pensii. Au reușit din 2020 și până acum, în opinia mea, nu știu, păi, greșită, nu-i greșită, dar nu mi se pare normal și nu mi se pare corect. Păi, pensionarii care au muncit 40 de ani, da? Și-au contribuit la stat. Tu să-i transformi în asistat social, adică să le dai vouchere de alea, bă, zi, nu se poate, mă. Păi, mă, fratele meu, fă o lege a pensiilor, acolo fiecare în funcție de tu contribuție și gândești, la revedere. Tu ar trebui să te gândești și la tine. Așa. Și la generația noastră, care ce să mă, da, avem varianta să nu avem pensie. Păi noi avem, păi mai avem noroc cu zi, cu ăsta, cu pilonul ăla 2, că mai contribuim acolo. Cât îi? Păi cât atât îi, pentru că e foarte, suma e foarte mică de când contribuim. Cam știi vorba aia, nu rămâi în drum. Aproape. Ai acolo, ești aproape, ești lângă drum. Da. Nu rămâi stai în drum, bordură, stai da. Pe bordură. Că după ăștia de la stat, n-ai nicio treabă.
Păi, că noi când, să zici că ești la pensie când? Peste 15 ani. 15 ani? Cam așa. Da. Aproximativ, mai mult sau mai puțin, depinde. De unde să lucrezi în momentul... Crede-mă, nici nu mă gândesc. Nu, pentru că nici nu vreau să mă gândesc, că cu siguranță... Și, Alin, uite-te, mai e chestia asta la altă, cu patriotism economic. Dezvoltare economic, prin creșterea producției naționale, atragerea banii europene, alocări bugetare. Ok, dar de ce n-ai făcut până acum, mă? Mă face guvernul Ciolacu. Păi bun, da, bun, și guvernul Ciucă ce-a avut? Alte îl durea piciorul sau ce? Ei. Au alte probleme de rezolvat și... Și, bă, și Alin, îi auzim și când vin în teritoriu și îi vedem peste tot când apar în mass media. Să cumpărăm, să consumăm produse autohtone, produsele noastre, da? Păi bă, nene, atâta timp cât tu ca guvern, tu ca minister, nu sprijini, să zici, industria alimentară și agricultura, nu o sprijini, cum o sprijină alte state. Normal că tu ai prețurile foarte mari. Că ai prețurile de producție mari, ai prețurile care, cu care ieși pe piață să le vinzi. Și atunci normal că având în vedere situația economică precară din țară, normal că lumea, neavând bani sau având bani prea puțini, se duc și cumpără produsele care sunt mai ieftine. Că raftul de produse locale, autohtone, din magazine, nu este, n-a avut așa un mare succes, consecința faptului că respectivii producători nu sunt susținuți în real și prețurile sunt foarte mari considerate de oameni pe bună dreptate, păi, pentru că Alin, da, Alin, și tu să produci. Greu. Da, da, nu știu, să zic, să produci, nu știu, să eu de acord cu ei. Ceva. Eu de acord cu ce. Curentul care... are preț mare. Apa are preț mare, da, că da. Îți trebuie apă, da? Îți trebuie multe. Îți trebuie multe. Ai nevoie de... Și atâta timp cât tu nu ești sprijinit de statul român, că statul român bate din gură, mamă, consumați, consumați, consumați produsele românești. Păi bun, mă, le consum. Că pentru ăștia de la țară, ni ușor, că noi mai avem acolo un alta. Da, că mi le fac eu, dar tu să... Vorbim de noi doi, nu neapărat de mine și de... Dar să vorbim de noi. Păi... Când te duci și vezi că produsul ăla care e natural, e făcut, Adrian, eu am, are preț mare. Eu am, hai să zicem, am experimentat și varianta de țară, da? Șapte altă, cât o fost. Așa. Economiile făcute atunci, în vremea aceea, au fost foarte mari, pentru că am experimentat faptul că nu mai cumpăram aproape nimic vara. Da. Da. Și faptul că și în decursul anului nu mai cumpăram decât lucruri strict esențiale, ulei, zahăr sau nici măcar ulei la un moment dat, pentru că erau acolo niște oameni care făceau ulei la rece sau da. Și era, dădeau așa la oameni din sat. Ei, în momentul când ajungi la acest nivel și vezi că poți să fii independent față de ei, adică până la urmă nu mai cumperi nici carne, nici pâine, că ți le poți face absolut toate acolo, e greu să te întorci înapoi în oraș, te rog să mă crezi. Te crezi. Corect, da, așa-i. Da. Alin, serios? Dar vezi că în momentul, tu ai zis acum când devii independent. Da, 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 da. Dar vine statul român și găsește ceva care să te facă, da, să nu mai fii, știu, tu independent. Dorin, dar tot nu-ți pot face, păi, atâta rău cât, okay, că tu muncești pentru ce, okay, ai acolo, da, înțelegi? Uite-te, da, dar uite-te de exemplu, hai să luăm o chestie din asta pe care o vedem în fiecare zi. S-au zis în urmă cu cât vreo 20 de ani, bă, puneți-vă centrale de apartament, da? Da. Alea pe gaz. Da. Mamă, a fost ok, bun. Acum au venit, buf, ți-o crescut gazul, ți-o crescut curentul, ți-o crescut tot ce e bun. Ia, treceți voi, treceți voi frumos pe fotovoltaice, da? Stai un pic. Da. Și acolo se vorbește că o să se pună nu știu ce pe taxe sau nu știu. Pune taxe, păi și atunci... Pe din tot ce se pun taxe? Suntem o țară de taxe, nu numai, da, așa. Aici se plătesc taxe multe în România și în general în Europa se plătesc taxe multe. Nu că americani ar fi mai buni. Va fi o guvernare grea pentru... Mi-anunț pe cei din Partidul Social Democrat că așteaptă
o guvernare grea. Cu siguranță. Și să se gândească foarte bine că vara e aici, iarna e departe, dar vine și varianta proastă pentru toți, iarna e aici și vara e departe. Și în momentul următor lucrurile vor arăta așa cum vor arăta. Și pentru că trebuie făcută și analiza asta și intrăm în vară și probabil nu vom mai fi sondaje până înspre toamnă. Deși există un sondaj și am făcut o aplicație pentru Bistrița Năsăud. Chiar vreau să ajungem un sondaj, da. Dar precizez, sondajul este în Scope Research, el a fost făcut înaintea protestelor din învățământ. Din învățământ. Aha. Deci acolo avem o marjă de plus minus, deci marja de eroare care e plus minus 2,9% la acest sondaj. Aici punem încă vreo 3 pentru că a erodat foarte mult aceste proteste din învățământ, au erodat mult toate partidele ei. Noi intrăm în vară, în vacanță, în iulie, da? Intrăm așa cu un PSD care are 30% în acest moment. Are 30% sau deci mai scădem ceva? Nu, nu. Deci 30. 30. Locul 2, atât pe fostul, într-un alt sondaj, în trei sondaje până acum, locul 2 deja este ocupat de AUR. Așa. La nivel național, 22%. Da? Păi nici nu-i de mirare. PNL, în acest sondaj, este cotat la 15%. Așa. USR în spate la 14%, UDMR 5%, normal. Și așa mai departe. PMP nu trece din nou. Cât are nu, PMP are în acest sondaj 2%. Puțin, nu cred. Restul de partide, da. Pro-România, Reper, PPUSL, Forța Dreptei și ALDE n-au decât, nu au procente, au zero. A. Împreună cu SOS, cu PERU, cu, fac 14%, toate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partide. Ar face cam 14%. Și pentru Bistrița Năsăud. Așa, pentru că aici e o situație mai specială întotdeauna. Da, noi întotdeauna am fost speciali aici. Da, s-a votat altfel. Te refer la... Da, zi. PSD e la 31%. A. PNL încă în Bistrița, pe locul 2 în Bistrița Năsăud. PNL, da. 18, 17, 18. Subțirel, da. Păi eu-s găsut jumate, mă, de la... Da. Da. AUR-ul e ajuns la 15% în județ. Da. USR-ul 12%, da. UDMR 5%, PMP aici, PMP în județ trece linia. Păi cât are? 5,9%. PR 3 și nu mai contează. Bun, nu hai să te întreb eu ceva, Alin. Păi, la alegeri, și aici vorbim de locale, nu vorbim de parlament. Locale, da? Da. La locale, cu cât a câștigat... PNL-ul are, nu mai țin minte, 30%, da? Cam așa, da. Și, și PSD-ul a avut sub 30, da? Da. Da. Un pic acolo, da. Sub 30, ca asta e, da, bun. Ăștia au crescut PSD-ul, ăștia alții au scăzut. PSD a crescut în timpul guvernării PNL, adică noi suntem undeva în 2023, PSD a ajuns în 2021 undeva la aproape peste 40%. 40%, da. Ei, din momentul ăla și până în momentul actual, PSD a avut șansa să aibă o gură de aer. La guvernare au fost liberalii, Ludovic Orban, pe unde a venit falimentarea de Câțu, absolut imbecil, și așa mai departe. Și sigur că au crescut, mai ales în timpul guvernării total liberale sau PNL-USR, deci, na, guvernări de astea ciudate. Și s-a dovedit că, na, e bine în opoziție, clar. Ei, pe urmă, când s-a făcut coaliția,
au început să scadă, să se erodeze, pentru că asta se întâmplă. S-au erodat foarte tare. Alin. PNL, liberalii. Da. Și cu ei pesediști, evident. Alin, dar ce se întâmplă, de exemplu, la PNL? Bă, fratele meu, pe ăștia nu trebuie să-i încurce PSD-ul, nu trebuie să-i încurce nimic, că să încurcă ei singuri. Uite-te ce avem acum. Încă, ei nu au încă un candidat pentru Consiliul Județean. Aline, e târziu. Nici PSD nu l-are în momentul ăsta. Hai că l-are. Ba, stai un pic, ba, te contrazic. Hai că eu pun problema altă. Dar nu știu oamenii că l-are. PSD-ul, stai un pic. Nu, stai. PSD-ul are doi. Are de unde alege. Ca să fim... Numai unul mai este. E unul, dar eu vreau să zic că doi. Că au de unde alege. Dacă era vorba de Bogdan Ivan, acum e ministru. Și a venit pe turnantă Nicolae Moldovan, primarul de la... E pe turnantă a venit. Beclean. Bun. Trebuie de o discuție PSD lungă. Are. PSD are ceva. Deocamdată. Bă, dar ăștia alați n-au nimic. Că practic aici o să se dea bătaia. Nu? PSD da. Cu PNL. PNL, depinde PNL are candidat la primăria Bistrița, de exemplu. Da. Da? Da. Și eu zic că l-are și la Consiliul de Țean, numai că nu-l... Nu ne l-a arătat. Dar și el ține așa, mă, ascuns, băi, așa de prefectură. Nu-i foarte ascuns, nu-i prefectură acum, nu-i foarte ascuns. Zăgream? Da, eu zic că Zăgream merge, dacă nu se întâmplă ceva. Nu are altcineva cine să meargă. Nu are. N-are altcineva, dar stai un pic, Alin, n-are altcineva cine să meargă din cauza că că nu au oameni. Să intre în da, competiție nu, cu... Nu, nu de frică, dar cu cine? Dăm nume din PNL. Dăm un nume și tu, normal. Except scoate-o pe Diana, că nu candidează la... O scot pe Diana. Bun, îi scoate pe parlamentar, da? Roberto Baggio, lasă-l cu fotbalul, cu astea, se ocupă da. Cu construcția prin sectorul 1, că iar mi-a trezit atenția Tănase, că nu încurc sectoarele. Acolo, ai, uite, ai Dolha, ai Dobra, îl ai pe avocatul... Dolha, eu zic că Dobra a ieșit din sistem. Dobra, da? Dobra din sistemul liberal, da. Nu știu dacă nu pleacă la aur. Da, da? Dobra nu mare, nu e o cantitate. Stai iubic, cine pleacă la aur? Eu zic că poate Dobra pleacă la aur, de exemplu, că el are o relație da. Foarte bună cu Băla, cum îl cheamă, cu da. Domnul respectiv, cu da. Simion. E o discuție lungă aici, nu, nu știu pe cine au, pe cine Dobra, tu-l vezi pe Dobra candidat la Consiliul Județean, dar nu știe, nu... Nu prinde, nu trece de sticlă, nu trece de nimic, da, nu trece da. De becuri, tu nu partid, trece de tu, oameni. Tu partida ta de mare și tu n-ai oameni să... Și Stelian Dolha într-o poziție care nu-și mai... Eu zic că nu-și o mai riscă. Păi după ce l-au tras, să, după ce l-au tras pe linie moartă... Să-l sacrifice da. Din nou? Așa e drept. Dacă candidează Radu Moldovan, cine mai poate candida? Bunic, bunica, Radu? Da, pute pune pe Radu, dar ce are? Dar ce are, mă? Pune cu Romeo. O să-l susțină, Romeo. Nici el nu vrea. Nu, Romeo susține pe... Da. Alin, cum vezi începutul de toamnă? Pentru că acolo va fi, nu, se vor începe să facem pre-campania electorală pentru europarlamentare. Ăla examenul. Să nu uităm că ăla examen pentru toată lumea. Europarlamentar, examenul politic și toți vor uita la procente. Să nu uităm că Ion Turk a picat examenul ăla în 2009 și a câștigat primăria după aia. Și după mult timp a câștigat da. Primăria. Un an în 2020. Un an mai târziu, da. În 2020 a câștigat, în 2009 a pierdut alegerile parlamentare atunci și a fost înlocuit 2009, de Ion Țintean. Stai că mă gândim la 2019. Da. 12 ani diferență. Mm. Pentru toată lumea aceste euro alegeri sunt foarte importante. Politic vorbim pentru toți, pentru Ion Turk, pentru Daniel Suciu, de exemplu, da. Care trebuie să demonstreze că a avut o organizație capabilă și care este gata să se bată pentru primăria Bistrița. Da? Cu procente da. Vizibile. Da. 20 și ceva, 30 și ceva. Trebuie să vină și aurul să demonstreze că gargară multă sărăcie omului. Vot. Vot. Vom vedea? Vot. Da. Da. Să vină USR-ul să demonstreze? Da, să-i, bă, ce să mai demonstreze? Cine ce să demonstreze? Vine Călin să își confirme. Tu nu vezi că pe oameni nu-i mai interesează, mă. Absolut. E, ce povestim. Or fi importante din punct de vedere politic alegerile, dar... Euroalegerile sunt importante pentru ei, pentru da, toți. Da, da, da. Pentru că ei. Pregătesc alegerile locale. Da. Care sunt cele mai importante. Exact. E, și acolo să meargă. Ei, și acum o să vedem după euroalegeri da. Cine rămâne în picioare. Pentru că
Noi lideri trebuie să confirme. În primul rând, eu aici subliniez, trebuie să confirme. Crezi că vor cădea capete după europarlamentare? Da. Mă, că vor cădea. Vor intra în disgrație, vor fi niște... Vor fi schimbări, da. Că organizațiile trebuie să confirme. Organizațiile, eu zic așa și Daniel Suciu, trebuie să confirme. E, o să confirme Suciu, că... Asta este problema. Trebuie să confirme liberalii. Deci trebuie să arate că ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 5 ani a fost ok. Nu va mai fi la fel procentele. Nu vor fi aceleași procente, că nu mai au de unde. De unde 38%? Că era Florian, venea senatorul Florian cu, nu-l mai iau pe Florian, cu parfumul, cu Batista, cu, nu-l mai iau pe Florian, să-l ia înapoi. Da. Alin, mulțumesc, trebuie să încheiem. Să încheiem. Să sperăm că o să fie ok în continuare pentru populație. Mulțumesc, Alin. Oameni buni, aici încheiem emisiunea de astăzi. Până data viitoare, toate cele bune.